Anul școlar 2016-2017 a început în condiții bune la Liceul Teoretic Ștefan Ludwig Roth. Festivitatea de deschidere a avut loc în această dimineață la ora 9:30. Sper că anul școlar pe care îl începem astăzi să fie un an școlar bun pentru toată lumea, să fie, deși el aduce multe noutăți, atât din punct de vedere al desfășurării anumitor examene de finalizare, cât și al admiterii în liceu. Deci vom avea o parte de noutăți. Sperăm să fie bine. După cum știți, anul acesta, în luna octombrie, vor avea loc și concursurile pentru director. Deci vor fi destul de multe schimbări la nivelul școlii, din toate punctele de vedere. Din 12 septembrie până în 16 iunie este anul școlar 2016-2017. Din punct de vedere al structurii, vacanțele, am înțeles că au suferit unele modificări. Da, au suferit modificări. De asemenea, a suferit modificare săptămâna școala altfel, rămânând la latitudinea școlilor să stabilească în anumite perioade date de minister când se va desfășura acest eveniment în viața școlii. De asemenea, vacanțele sunt un pic mai lungi. Vacanța de Paști este de 2 săptămâni, vacanța de iarnă de 3 săptămâni. Pentru clasele a 12, a 26 mai va fi ultima zi de școală. De asemenea, se condensează un pic și calendarul bacalaureatului. Deci sunt destul de multe modificări în acest an școlar. Pentru liceenii de la Roth, anul școlar a început cu mult optimism, dar și cu planuri mari. Încep cu gândurile de cele mai bune succese. Vreau să reușesc tot ce îmi propun, să iau bacul cu o notă foarte, foarte mare și să plec în străinătate după aceea. Anglia rămâne destinația ta? Nu, s-a schimbat. Prefer Canada acum. Canada? Și tope design sau? Nu, mă gândeam la psihologie sau drept. La deschiderea unui școlar de la Liceul Teoretic Ștefan Ludwig Roth a fost prezentă și viceprimarul Cristine Telman, fost eleva acestei unități de învățământ. Trebuie să recunosc că dacă îmi spunea cineva cu 10 ani de zile voi sta pe partea cealaltă a careului vorbindu-le elevilor, nu aș fi crezut. Însă este un liceu care are o mare greutate în orașul nostru și de aceea doresc tuturor elevilor să ridice la nivelul la care își poartă numele liceului.